Descompunerea carbonatului de cupru 2. Într-o eprubetă se introduce carbonat de cupru 2, substanță solidă de culoare verde. Se încălzește eprubeta pentru câteva minute. După un timp, se observă formarea unei substanțe de culoare neagră, oxid de cupru. Se observă de asemenea degajarea unui gaz incolor, dioxidul de carbon. Pentru punerea în evidență a gazului degajat, în eprubetă se introduce un chibrit aprins. Se observă că de fiecare dată când chibritul aprins se introduce în eprubetă, acesta se stinge. Gazul obținut este un gaz care nu întreține arderea. A avut loc reacția, carbonat de cupru se descompune în oxid de cupru și dioxid de carbon, gaz care nu întreține arderea. Descompunerea carbonatului de zinc. Într-o eprubetă se introduce carbonat de zinc, substanță solidă de culoare albă. La gura eprubetei se fixează cu ajutorul unui dop de cauciuc un tubușor de sticlă. Eprubeta se încălzește în flacără câteva minute. După un timp, se observă degajarea unui gaz incolor, dioxidul de carbon. Pentru punerea în evidență a gazului degajat, acesta se barbotează într-o soluție limpede de hidroxid de calciu. După un timp, se observă formarea unei substanțe solide de culoare galbenă, oxidul de zinc. A avut loc reacția, carbonat de zinc se descompune în oxid de zinc și dioxid de carbon.